Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, inima noastră este deschisă acum să ascultăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De aceea vă invit să vă deschideți Scripturile și ridicându-ne în picioare să citim. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cuvântul Domnului din această seară este de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele începând cu 1 și terminând cu 11. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic, și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. În seara aceasta suntem onorați de ocazia pe care o avem să cercetăm în continuare învățând cuvântul Domnului în ciclul de lecții biblice numit Darurile Spirituale. Am ajuns prin harul și ajutorul lui Dumnezeu în această seară la lecția numărul 10, respectiv la darul vorbirii în alte limbi. Aș vrea să ne concentrăm atenția și cu maturitate, cu dragoste de cuvântul Domnului, cu respect, să privim în Scripturi și în seara aceasta să ne îndelenicim cu cercetarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, un cuvânt de introducere. Darul vorbirii în limbi, alături de celelalte daruri de vorbire sau de inspirație, respectiv prorocia și tălmăcirea limbilor, ca și alături de darurile de descoperire, respectiv darul despre înțelepciune, cunoștință și deosebirea duhurilor. Sunt daruri care, prin înțelegerea sau folosirea lor greșită, au dat naștere la foarte multă confuzie. În contextul unei biserici din diaspora, precum Biserica Betania, unde comunitatea, unde biserica este formată din oameni veniți din toate părțile și interpretarea este relativ diferită, intenția de a aborda acest subiect este puțin dificilă. Scopul cu care eu abordez acest subiect biblic este unul respectos, să continuăm să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta să dăm o direcție clară Bisericii Domnului, prezentând felul în care noi cunoaștem și trăim Evanghelia Domnului Iisus Hristos în Biserica Betania. Nu experiențele noastre sau ale altora hotărăsc doctrinele Bisericii, ci Biblia și învățăturile ei. Experiențele noastre doar confirmă adevărurile Bibliei și confirmă
trăirea noastră în interiorul împărăției lui Dumnezeu ca fiind parte componentă a împărăției. Trebuie să recunoaștem că acest subiect biblic, ca multe altele, este folosit de predicatori ca și un subiect general să entuziasmeze poporul, pentru că orice predicator știe că poporului îi place subiectul acesta, noțiunea despre Duhul Sfânt. De aceea foarte des predicatorii, la modul general, vor vorbi tot timpul despre asta cu intenția să entuziasmeze, să ridice în pasiune poporul. Însă cei mai mulți vor ocoli explicația concretă și profundă, în detaliu, prezentarea modului și locul de aplicabilitate în viața personală și în biserică a acestui dar și a darurilor vecine cu vorbirea în limbi. La fel de adevărat este că predicatorii care sunt tentați să vorbească despre acest subiect deseori sunt mai influențați de experiența lor personală sau a bisericii de unde vin decât de scripturi și de norma scripturilor. Aș vrea să spun un cuvânt pe care îl consider definiție pentru darul vorbirii în limbi. Ca semn este evidența botezului cu Duhul Sfânt. Ca dar este comunicarea în Duh între credincios și Dumnezeu. O statistică de acum 7-80 ani arată că 20% dintre toți oamenii care se numesc creștini pe fața pământului sunt penticostali sau harismatici sau acceptă lucrarea Duhului Sfânt așa cum noi o vom prezenta în această seară. Spre exemplu, în Biserica Catolică, 15% dintre membrii Bisericii Catolice de pe Terra acceptă și practică lucrarea Duhului Sfânt, devenind în felul acesta o aripă harismatică a Bisericii Catolice. În al doilea rând, aș vrea să observăm în această seară vorbirea în limbi în Vechiul Testament. În Vechiul Testament nu există manifestarea darului sau a semnului vorbirii în limbi. De aceea vom trece mai departe la punctul numărul 3, vorbirea în limbi în Noul Testament. Primul care vorbește despre vorbirea în limbi în Noul Testament este însuși Domnul Iisus Hristos. Și în Evanghelia numărul 2, respectiv după Marcu, în ultimul capitol, adică 16, versetul 17, Domnul Iisus Hristos spune: iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor lua în mână șerpi, vor vorbi în limbi noi și Domnul mai prezintă încă alte câteva semne supranaturale. Printre acestea este și vor vorbi în limbi noi. În Noul Testament, frați și surori, următoarele texte prezintă vorbirea în limbi. Marcu 16 cu 17, după cum spuneam, Fapte capitolul 2, versetele 4, 6, 8 și 11, capitolul 10, versetul 46 și capitolul 19, versetul 6, 1 Corinteni capitolul 12, versetul 31, capitolul 13, versetul 1, capitolul 14, versetele 2, 4, 5 de două ori, 6, 13, 18, 19, 21, 23, 27 și 29. Acestea sunt toate versetele din Biblie care vorbesc despre vorbirea în limbi. Substantivul din limba greacă, care corespunde cuvântului din limba română, limbă, se numește glosa și se găsește în Biblie de 5 ori, fără determinanți. De 5 ori la singular, de 5 ori la plural și de 5 ori la plural cu determinanți. Termenul glosa, adică limbă, apare ca și instrument de vorbit de 11 ori în Biblie, ca și limb de foc cu sens figurativ o dată în Biblie și ca și limbă de comunicare de 8 ori în Biblie. Cu privire la vorbirea în limbi,
Biblia folosește 5 termeni, 5 expresii. Prima este în Marcu 16 cu 17, despre care tocmai spuneam, limbi noi. A doua este în Fapte, capitolul 2, versetul 4, alte limbi. A treia în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, felurite limbi. A treia este în Fapte 10, 4, 6, dar și în 19 cu 6, respectiv în Cezarea și în Efes, în limbi. Și ultima este în 1 Corinteni 14 cu 2, limbi necunoscute. Vorbirea în limbi, frați și surori, este o comunicare într-o limbă străină, cunoscută doar de Dumnezeu, dacă nu este tălmăcită. Nu-i cunoscută nici de cel ce vorbește și nici de cei ce aud. Mai târziu puțin vom face o diferență între cei ce aud. Chiar dacă în mod rațional cei ce vorbesc nu înțeleg nimic inteligibil, omul care vorbește, credinciosul care vorbește, cu Duhul spune taine și spunând cuvinte într-o limbă neînțeleasă, el în Duhul se zidește, măcar că mintea, adică capacitățile, facultățile de gândire, rămân fără rod. În Corint, din lipsă de maturitate, dar și de respect față de ceilalți membri, frați și surori, veniți la închinare, fiecare vorbea în limbi după cum dorea. Sau vorbeau în limbi trei sau patru fără să tălmăcească. Și Pavel se vede pus în situația să reglementeze această situație de dezordine, care zidea 2, 3, 4, 5 și îi deranja pe ceilalți din jurul lor. De aceea în 1 Corinteni capitolul 14, versetele 27 și 28, apostolul Pavel face câteva reglementări. Și vă rog, deschideți scripturile acolo și uitați-vă în cele două versete biblice. 1. Prima reglementare pe care o face Pavel, în public să se vorbească în limbi, numai dacă cineva tălmăcește, orice el ce vorbește, ori un alt credincios. Altfel, serviciul este ocupat cu o singură persoană care se îngrijește de el să se zidească timp în care vorbește în limbi. Este ca și cum cineva ar cânta singur pentru el o cântare, timp în care noi toți cântăm o altă cântare de pe screen. Este ca și cum dumneavoastră toți ascultați predica și să zicem că unul dintre noi se duce undeva în mijlocul bisericii și predică și el. A doua reglementare pe care o face Pavel, în timpul serviciului, în timpul închinării, să vorbească doi, cel mult trei, cu condiția ca cineva să tălmăcească. A treia reglementare, să vorbească pe rând. Pentru că scopul nu e vorbirea, scopul este înțelegerea vorbirii. Ori nu poți să înțelegi doi oameni deodată, după cum niciodată eu nu pun doi soliști să cânte fiecare câte o cântare diferită în același timp. Dacă cântă doi, cântă aceeași cântare, dar nu fiecare cântarea lui. Pentru că n-am înțelege nici pe unul, nici pe altul. Și biserica n-ar avea nicio zidire sufletească, pentru că nu ar înțelege cuvintele. Cei ce cântă s-ar zidi, dar cei ce ascultă n-ar pricepe nimic. Ori scopul adunării noastre împreună este să ne zidim, să ne sfătuim, să ne învățăm unii pe alții. Ori noi avem capacitatea să auzim un singur om când vorbește și atunci în limba maternă, într-o limbă pe care o cunoaștem, pe care o înțelegem. A patra reglementare, dacă cel sau cei pe rând care vorbesc în limbi, nu este nimeni să tălmăcească, el sau ei trebuie să tacă. În al patrulea rând, frați și surori, aș vrea să redeschidem Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 14, și să observăm aici, în acest capitol unde Pavel tratează prin excelență, așa cum în capitolul 13 tratează dragostea, în capitolul 14 tratează vorbirea în limbi și prorocia.
și să facem o radiografie a capitolului 14 din punct de vedere al intenției noastre de a înțelege vorbirea în limbi și felul în care ea trebuie folosită în Biserica Domnului. În capitolul 14 din 1 Corinteni este cea mai profundă învățătură a lui Pavel în legătură cu vorbirea în limbi. Cuvântul vorbire în limbi, în capitolele 12 și 14, le vom întâlni de 23 de ori. Se pare că scopul lui Pavel în capitolul 14 este să corecteze atitudinile greșite ale corintenilor, să corecteze preferința lor unilaterală în manifestarea acestui dar în care se întreceau. Apostolul vrea să facă, prin ceea ce scrie în capitolul 14, două lucruri. 1. Să reglementeze manifestarea în biserică a prorociei și a vorbirii în limbi, a relației dintre ele, dar și a priorităților. Și 2. Să trateze ordinea și disciplina în timpul închinării din părtășia frățească publică. Este sugestiv, frați și surori, că apostolul Pavel așează între capitolul 12, unde prezintă cele 9 daruri, și capitolul 14, unde tratează darul prorociei și al vorbirii în limbi, așează capitolul 13, la jumătate, care este capitolul unde el vorbește despre dragoste. Pentru că reglementările făcute de Pavel în legătură cu vorbirea în limbi nu vor fi acceptate de oameni care nu au dragoste pentru comunitate. Adică, dacă pe mine nu mă interesează de frații mei, atunci pe mine nu mă interesează că îi deranjez. Și nu mă interesează că ei nu au nicio zidire sufletească, eu mă zidesc pe mine. Ei să fie sănătoși, să se zidească mâine. Dar dacă eu am dragoste și îmi pasă de adunare și înțeleg că fiecare vrea în timpul acesta să se zidească, atunci eu voi înțelege că atunci când avem o închinare publică nu face fiecare ce vrea și nici ce simte, ci face fiecare ce trebuie. Ori ca să știm ce trebuie, trebuie să avem aceleași reguli, pentru că dacă joacă fiecare cu regulile lui, unul spune eu am regula să trec pe verde, altul spune eu am regula să trec pe roșu. Trebuie neapărat să punem următoarea regulă. Toți trec pe verde și toți se opresc la roșu. Dacă facem așa, vom reuși fără să ne cumpărăm alte mașini. Dacă nu facem așa, intersecția va fi pericol social și public. Reglementările apostolului Pavel asupra darului vorbirii în limbi indică cel puțin două lucruri. 1. Biserica din Corint, care excela la capitolul daruri spirituale, nu a înțeles scopul darului vorbirii în limbi, drept pentru care l-a folosit greșit. Cel mai bun dar, cea mai bună slujbă, dacă nu și înțelege locul în timp și spațiu, nu se așează în relația cu ceilalți, poate deveni foarte păgubitoare. Un păstor, un dirijor, un predicator, un cântăreț poate să provoace mari pagube într-o biserică, chiar dacă e foarte talentat, prin faptul că nu-și așează talentul lui la locul potrivit, în timpul potrivit și în relație cu ceilalți. Și ia talentul lui și îl pune deasupra tuturor, încurcând lucrurile. Biserica din Corint nu a înțeles suficient de bine scopul darului prorociei, de aceea l-a folosit greșit. Pavel, de dragul bisericii, intervine și dă niște reguli clare pentru ca ei să schimbe atitudinea, să folosească corect darurile spirituale și de la biserică nu unii să plece zidiți și alții ispitiți, ci toți să plece îmbărbătați sufletește. Al doilea lucru pentru care biserica din Corint a înțeles greșit scopul darurilor și este nevoie ca Pavel să vină și să dea noi sfaturi, este faptul că darul vorbirii în limbi este la fel de important ca și celelalte 8 daruri din 1 Corinteni 12 și ca și celelalte 6 daruri
din Romani, capitolul 12. Vorbirea în limbi nu este un dar mai puțin important. Este adevărat că și în 1 Corinteni și în Romani este așezat pe ultimul și penultimul loc. Dar el nu e mai puțin important decât celelalte. Darul vorbirii în limbi este la fel de important. Este atât de important încât între daruri nu există importanță, ci există doar diferență de folosire și de scop, dar importanță nu. Eu nu sunt mai important decât fratele Cladovan sau decât fratele Șovrea. Sunt doar diferit în responsabilitățile mele în Biserica Betania, dar mai important nu sunt. Sunt doar diferit în responsabilitățile mele. Eu nu sunt mai, nu sunt mai important decât fratele Michi Ban, Dorin Giurgiu sau alt dirijor. Nu, sunt doar diferit în responsabilitățile pe care le am în biserică, dar mai important nu sunt. Noi toți suntem la fel de importanți, dar în ciuda faptului că suntem la fel de importanți, nu toți avem aceeași responsabilitate și nici aceeași autoritate. Pentru că autoritatea unui om este egală cu responsabilitatea lui. Adică, dacă îi dai unui păstor responsabilitatea unui biserici, trebuie să-i dai și autoritatea să o păstorească. Dacă îi dai unui dirijor 100 de oameni să-i dirigeze, îi dai responsabilitatea să aibă grijă de cor, de fanfară sau de orchestră, trebuie să-i dai și autoritatea peste ei. Întotdeauna autoritatea e direct proporțională cu responsabilitatea. Aceste două lucruri nu pot fi unul mai mare și unul mai mic. În al treilea rând, frați și surori, darul vorbirii în alte limbi, ca și celelalte daruri, este un dar inspirat de Duhul Sfânt. În egală măsură este inspirat de Duhul Sfânt. Nu este inspirat de Duhul Sfânt mai puțin. În al patrulea rând, credinciosul care vorbește în limbi, prin Duhul, de la Duhul, nu este în transă, ci el deține control asupra facultăților lui mintale. Altfel, Pavel nu ar mai avea de ce să spună celor care vorbesc în limbi să tacă în anumite situații. Deci dacă dumneata nu te-ai putea opri când vorbești în limbi, n-ar avea rost ca Pavel să spună, dacă nu-i cine să tălmăcească, taci. Dar el spune taci pentru că atunci când vorbești în limbi, dacă vrei, te poți opri. El spune în capitolul 14 că prorocul sau duhul prorocului este supus prorocului. Frații care spun atunci când au anumite manifestări fizice, în timpul prorociei sau în timpul manifestării oricărui dar spiritual, că nu se pot controla, înseamnă că ori nu știu ce spun, ori că îi domină o altă forță. Duhul lui Dumnezeu nu posedă, el inspiră, numai diavolul posedă. Diavolul, dacă vă aduceți aminte din Evanghelie, îl poseda pe un bărbat și l-a aruncat când în foc, când în apă și bietul om nu mai avea control asupra atitudinilor lui, asupra deciziilor. Dar bărbatul sau femeia care este inspirat de Duhul, când vrea el să se oprească, se oprește. Atitudinea lui fizică nu poate fi oricum și el spune, nu pot să mă controlez că sunt sub putere. Frați și surori, Duhul prorocului este supus prorocului. Repet, numai forțele demonice posedă. Duhul Sfânt inspiră, călăuzește, dar respectă personalitatea slujitorului. În al cincilea rând, vorbirea în limbi este necunoscută și pentru cel ce vorbește, și pentru cei ce aud, dacă aceasta nu e tălmăcită. Singurul care o înțelege e Dumnezeu, că de fapt către El este adresată. Excepție face vorbirea în limbi din Ierusalim, Fapte capitolul 2, unde am citit în această seară, unde întâlnim nu glosolalia, e un cuvânt din limba greacă pe care am să-l explic imediat, ci xenolalia. Sunt două cuvinte care în originalul grecesc fac sens. Eu le spun nu ca să încurc pe cineva, ci le spun doar pentru că cei mai mulți dintre oamenii care aud predica aceasta aici, în realitate sau pe casetă, sunt doritori de explicații mai adânci. Glosolalia, acest cuvânt
din limba greacă, care e format din două cuvinte, înseamnă a vorbi în limbi. Este un cuvânt grecesc format din glosa, care înseamnă limbă, și format din laleo, care înseamnă a vorbi. Glosolalia, a vorbi în limbi. Cei care veți citi scrieri teologice despre vorbirea în limbi, veți întâlni cuvântul glosolalia. Cei care faceți un seminar biblic, veți întâlni cuvântul glosolalia. Glosolalia este a vorbi în limbi și se referă în mod special la vorbirea în limbi din 1 Corinteni. Al doilea termen pe care îl întâlnim este xenolalia. Este de asemenea un cuvânt din limba greacă, că tot Noul Testament a fost scris în limba greacă, de aceea ne tot ducem acolo, nu că vrem să ne dăm aere de predicatori, ci pentru că vrem să explicăm ce au înțeles apostolii în limba care s-au exprimat. Xenolalia înseamnă a vorbi în limbi străine, a vorbi în limbi străine de mine, dar cunoscute de alții. Pentru că xenon înseamnă străin de mine. Bună oară, limba japoneză este străină de mine, însă sunt mulți oameni care o cunosc, ăia sunt numiți japonezi. Vorbirea în limbi, glosolalia, nu este o bolboroseală, ci este foarte probabil o vorbire îngerească, după cum Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1, nefiind înțeleasă din pricina aceasta de oameni, numai dacă e tălmăcită. În al șaptelea rând, dacă în Ierusalim, Fapte capitolul 2, limbile erau un semn supranatural, dar inteligibil pentru cei necredincioși adunați la sărbătoare, în Corint capitolul 14, limbile sunt un dar. În Ierusalim a fost un semn, în 1 Corinteni sunt un dar. Și vom ajunge foarte probabil, dacă vom avea timp, puțin mai târziu, să facem deosebire între semn și dar, între scopul unuia și scopul altuia. Darul poate fi tălmăcit, pentru ca și cei care l-aud, nu numai Dumnezeu, să înțeleagă tainele pe care credinciosul vorbind în limbi le spune pentru Domnul. 8. Biblia spune că semnul vorbirii în limbi însoțește și confirmă botezul cu Duhul Sfânt. Biblia nu spune că semnul trebuie să se mai manifeste după momentul inițial în care credinciosul este botezat cu Duhul Sfânt. Și acum vreau să fac o paranteză, frați și surori. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplere cu Duhul Sfânt. Dar prima umplere se numește botez. Următoarele reumpleri nu se mai numesc botez, se numesc reumpleri. Prima umplere însă se numește botez cu Duhul Sfânt. Atunci e nevoie de un semn care confirmă. E nevoie de o evidență fizică, publică, vizibilă, auzibilă, dovedibilă. Când umplerea se repetă, că vai dacă nu se repetă, nu mai e nevoie de semn. Și nicăieri Biblia nu spune că semn nu se repetă. Însă vom constata dacă spune că există dar și spune, și că se repetă și de asemenea spune. Și vom vedea și de ce. În al nouălea rând, frați și surori, Pavel menționează însă că dorește ca toți credincioșii să vorbească în limbi. Deoarece darul vorbirii în limbi, și acum încordați-vă atenția cât puteți de mult, este singurul dar care face excepție de la scopul celorlalte daruri. Care este scopul celorlalte daruri? 1 Corinteni 14 cu 7. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Singurul dar care este dat credincioșilor nu spre folosul altora, ci este spre folos personal, este darul vorbirii în limbi. De aceea Pavel spune, fiindcă voi toți trebuie să fiți zidiți, toți trebuie să vorbiți în limbi. Și el spune, vreau ca voi toți să vorbiți în limbi, pentru că
În momentul în care toți veți vorbi în limbi, toți vă veți zidi sufletește. Toate celelalte daruri nu zidesc pe cel ce le manifestă, ci pe cei ce le ascultă. Dar darul vorbirii în limbi este singurul dar care face excepție de la regulă. El zidește pe cel care îl folosește. De aceea ar fi bine ca toți să vorbim în limbi, pentru ca toți să fim zidiți. Nu există un alt flagel. Flagel înseamnă o altă nenorocire mai mare decât lipsa de zidire, de mângâiere și de îmbărbătare. Oameni de dezamăgiți, oameni în depresie, oameni mâhniți, nemulțumiți și nu-i știe nimeni și sângerează pe băncile bisericii. Și toți așteaptă de la un biet om să-i zidească, unul singur să zidească 1000. Și de cele mai multe ori ăsta unul singur nici nu știe care sunt cei ce sângerează. Și Pavel spune, vreau ca toți să vorbiți în limbi, pentru ca toți să vă zidiți, să nu mai depindeți de cineva să vă zidească, pentru că v-a fost dat Duhul Sfânt ca prin manifestarea vorbirii în limbi, unul dintre darurile lui, să vă zidiți, fără ca să depindeți în zidirea, în sfătuirea și în mângâierea voastră de un om, dacă are timp să vă zidească, dacă nu, Dumnezeu cu mila să vă duceți de râpă. Nu, 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 pocăința trebuie trăită într-o dimensiune de succes, de performanță. Frate și soră, poți fi bătrân sau tânăr, cu sau fără carte, poți fi un om simplu sau o persoană foarte elevată, dar pocăința dumitale nu contează, nu este dependentă de factori omenești. Ai sau nu bani, ai sau nu familie, ai sau nu cetățenie. Pocăința dumitale, îmbărbătarea dumitale, atmosfera interioară, de zidire personală, depinde de manifestarea darului vorbirii în limbi. Și de aceea Pavel spune, vreau ca voi toți să vorbiți în limbi. Vreau ca voi toți să vorbiți în limbi. Pentru că atunci când vorbiți în limbi, vă zidiți sufletește. De ce ești trist? Unde este Duhul Sfânt? De ce nu-L implori pe Dumnezeu să îți dea oportunitatea de a te zidi singur? Să nu mai depinzi de nimeni, să nu mai fii un creștin falimentar, să nu mai stai tot timpul opărit fără să ai bucurie, fără pic de performanță, de satisfacție, tot timpul dezamăgit, tot timpul în depresie și tot timpul ai nevoie să vină păstorul lunar să-ți facă o vizită. Nu, 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 omule! În dimensiunea Harului, Duhul Sfânt este în inima celui credincios și Duhul Sfânt este în tine și este în mine. Și Duhul Sfânt vrea să te zidească, dar pentru aceasta trebuie să ceri de la Dumnezeu umplerea. Prima umplere se numește botezul. Când există botezul, există un semn fizic, vizibil, dovedibil, oficial, vorbirea în limbi. Atunci e semn, după aceea e dar sau nu-i dar. Adică, după aceea poți sau nu poți să ai darul, însă trebuie să-l ai. După cum vom constata puțin mai târziu, darul vorbirii în limbi este pentru toți credincioși. Vorbirea în limbi și prorocia e pentru toți credincioși. Prorocia ca dar, nu ca slujbă. Iată o scurtă radiografie la 1 Corinteni, capitolul 14. Vă rog frumos să priviți în Biblia dumneavoastră. Versetul 1. Credincioșii sunt îndemnați să caute și să manifeste darurile spirituale, dar motivate de dragoste, nu motivate de dorința de a deveni important în adunare, motivate de dragoste. Versetele de la 2 la 4. Vorbirea în limbi zidește pe cel care o face. Prorocia zidește biserica. Versetul 5. Pavel spune că deși între daruri nu există diferență de importanță, există diferență de eficiență. El spune că în biserică și pentru biserică, prorocia este mai eficientă decât vorbirea în limbi, datorită faptului că mesajul ei fiind inteligibil în limba maternă, adică în limba pe care o cunoști, te zidește, te sfătuiește și te mângâie. Pe când din vorbirea în limbi nu înțelegi nimic, poate cel mult simți în duhul o cercetare, dar în mod inteligibil nu înțelegi nimic,
numai dacă este tălmăcită. De aceea Pavel spune, dacă nu-i tălmăcită, să tacă. Versetele de la 6 la 11. Fără tălmăcire, vorbirea în limbi nu zidește, pentru că nu mă poate zidi dacă ascult o predică în limba malaeziană. Ce să înțeleg? Cum să mă pocăiesc dacă ascult o predică în limba malaeziană? Cum să mă pocăiesc dacă ascult o, cum să mă bucur dacă ascult o cântare în limba malaeziană? Cum să mă îmbărbătesc și să mă zidesc dacă ascult o vorbire în limbi în limba malaeziană? Nu înțeleg, nu știu nici cum se spune mulțumesc în limba malaeziană. Nici cum se spune bună ziua, nu știu nicio vorbă. Ei, cum așteptați să mă zidesc dacă vorbirea nu mi-aduce nicio informație? Trebuie ca vorbirea aceea din malaeziană să fie tălmăcită în limba pe care o cunosc eu. În dragoste, fiecare credincios trebuie să-și subordoneze interesul personal în timpul slujbei interesului celorlalți. Versetele de la 12 la 14. Scopul darurilor spirituale este să zidească biserica. Scopul predicii este să învețe biserica. Versetele de la 15 la 19. Închinarea prin rugăciune sau cântare trebuie să aducă zidire bisericii, așa că nimeni nu-și poate permite să cânte sau să se roage separat și diferit de ceilalți, pentru că în felul acesta ar deranja pe ceilalți, timp în care are pretenția că este îndemnat de Duhul să deranjeze pe ceilalți. Versetele de la 21 la 22. Vorbirea în limbi, având caracter miraculos, senzațional, este pentru necredincioșii prezenți în timpul slujbei un eveniment care le atrage atenția, pentru că nu știu ce se întâmplă și atunci devin curioși și ascultă. Dar prorocia poate fi confundată cu un sfat, cu o sugestie, pentru că este spusă în limba maternă, fără să aibă înainte vorbire în limbi sau după. Prorocia, darul prorociei, frați și surori, nu trebuie să aibă înainte vorbirea în limbi. Dar asta nici nu înseamnă că este interzis să-l aibă. Numai că nu trebuie neapărat să-l aibă, pentru că vorbirea în limbi poate, prorocia poate fi spusă în timpul rugăciunii, poate fi spusă în timpul predicii, poate fi spusă într-o discuție personală, poate fi spusă când dai sfatul unui copil sau unui om. Prorocia ca dar nu trebuie să aibă înainte vorbire în limbi. Numai tălmăcirea are înainte vorbire în limbi. Că altfel ce tălmăcești? Trebuie să tălmăcești o limbă neînțeleasă. Versetele 23 la 25. Vorbirea neinteligibilă a credincioșilor în public este interpretată de cei necredincioși drept nebunie. Condiția fundamentală a comunicării este ca oamenii aflați în discuție să înțeleagă aceeași limbă. De aceea este o nebunie să-i vorbești unui om într-o limbă pe care nu o cunoaște și să ai pretenția că l-ai zidit sufletește și că Dumnezeu te-a pus să faci asta. Frați și surori, dumneavoastră, sau acum să spunem noi toți, care am venit într-o țară unde se vorbește o limbă pe care n-am cunoscut-o la început, și unii dintre noi încă nu o cunoaștem nici acum, știm ce înseamnă să te uiți la un om care vorbește și să nu înțelegi o boabă. Omul ăla poate să spună cele mai frumoase cuvinte din lume. Tu te uiți la el și nu știi ce-ți spune. Poate să te amenințe și să spună pleacă de aici că îți dau o palmă, dar tu nu pleci, că nu înțelegi. Cum aștepți să fii zidit de o vorbire pe care nu o cunoști? Frați și surori, haideți să ne folosim mintea, că de-aia ne-a dat-o Dumnezeu. Vorbirea în limbi, netălmăcită, mă zidește pe mine care o rostesc și vom vedea puțin mai târziu de ce. Însă, dacă e tălmăcită, zidește pe toți, pentru că e tălmăcită nu într-o altă limbă străină, ci în limba cunoscută de ascultători. Versetele 32 la 33.
Iertați-mă, 26 la 31, l-am omis, am uitat. Într-o slujbă divină, totul trebuie să se facă cu rânduială, în baza unor reguli biblice, cu scopul să zidească biserica într-o atmosferă de disciplină, de rânduială și de dragoste. Acum versetele 32 și 33. Persoana care manifestă darul vorbirii în limbi are deplin control asupra lui, deci e responsabil și de atitudinea lui fizică și de cuvintele lui. Nu pot să fac oricum și să spun că sunt sub putere. Nu pot nici să spun orice și oricum și să spun că așa îmi dă Duhul. Nu! Duhul îmi dă mesajul. Cum îl exprim e problema mea. Adică, acum eu vă spun o predică. Eu pot să spun predica asta și țipând și vorbind încet. Pot să spun predica asta și făcând așa și stând liniștit. Asta e o problemă de cum spui. Când Duhul Sfânt dă un mesaj, îți dă ce să spui, nu cum să spui. Cum să spui depinde de personalitatea celui care spune. Dacă e un om învățat, va folosi limbajul lui de om învățat. Dacă e un om mai de la țară, va vorbi în termeni mai de la țară. De aceea, frați și surori, să nu disprețuiți manifestările Duhului prin oameni simpli și să spuneți, păi Duhul Sfânt n-are minte, iată cum vorbește. Nu, Duhul Sfânt i-a dat mesajul, dar el îl codifică în cuvinte, într-un vocabular pe care îl are el. Și se va manifesta în felul în care e el. Dacă este un coleric sau un sangvinic, va fi puțin mai rapid. Dacă e un melancolic sau un flegmatic, va fi puțin mai calm și mai liniștit. Felul în care manifestă Duhul, descoperirea, este în funcție de personalitatea lui. Duhul îi dă ce să spună, dar cum să spună trece prin personalitatea omului credinciosului care manifestă darul, frați și surori. Versetele 34 la 36. Femeile nu pot sluji ca învățători în adunarea bărbaților. Iertați-mă. Versetele 37 la 38. Darul unui slujitor este probat de ascultarea acestuia. Adică, dacă eu am darul, am un dar și îl manifest, dumneavoastră veți ști dacă darul meu e de la Domnul, prin faptul că eu mă supun autorității lui Dumnezeu și autorității din biserică. Eu nu pot să fiu folosit de Dumnezeu și să spun, nu mă interesează de păstor, nu mă interesează de familie, nu mă interesează de frați și de surori, nu mă interesează de poliție, eu sunt omul lui Dumnezeu, eu trăiesc în aer. Pe mine nu mă interesează de rânduielile omenești, eu sunt o excepție. Nu, nu, nu. Orice om al lui Dumnezeu, păstorul păstorilor și episcopul episcopilor, și el e om, și el e supus acelorlași rânduieli ca toți oamenii. Nimeni nu face excepție. Asta nu înseamnă că dacă eu sunt păstorul bisericii, eu îmi permit să fac orice, că pentru mine nu există disciplină. Frați și surori, vai de mine dacă cred așa. Pentru că timpul nostru este cu 6 minute înainte să expire, și pentru că darul acesta e un dar cu mare aplicabilitate în Biserica Pentecostală, și pentru că în inima mea există multă informație în legătură cu darul acesta, aș vrea nici să spun așa de grăbit lucrurile încât să nu înțeleagă nimeni nimic, nici să trec peste program o jumătate de oră să ispitesc pe cineva, ci aș vrea să mă opresc aici. Și data viitoare, dacă vom mai fi în viață cu voia lui Dumnezeu, vom continua cu punctul numărul 5, care este actualitatea darului vorbirii în limbi. Adică, mai este darul vorbirii în limbi actual, astăzi, sau a fost valabil doar atunci? Însă, ne oprim acum aici, frați și surori, pentru ca să facem toate lucrurile cu rânduială. Tot am vorbit de rânduială. Însă, în această seară vă privesc pe dumneavoastră ca pe niște credincioși care, pe lângă succesul pe care îl aveți în anumite domenii ale vieții, aveți parte și de necazuri, și de neîmpliniri, și de anumite probleme. Probleme cu sănătatea, probleme cu business-ul, cu banii, cu familia, soț, soție, copii, părinți, probleme sociale sau de altă natură. Problemele acestea te pot conduce într-o zi la dezamăgire,
Și dezamăgirea aceasta poate ajunge atât de acută încât să te îndepărtezi de casa lui Dumnezeu. Încât să nu mai ai respect pentru Dumnezeu și să spui: Dumnezeu nu există, că nu mă ajută. În această seară vreau să-ți spun că Dumnezeu și-a făcut datoria. Și începând cu Rusaliile, cu cincizecimea, l-a dat pe Duhul Sfânt nu să locuiască în atmosferă, ci să locuiască în cei născuți din nou, pe care i-a umplut, și prima umplere se numește botezul, iar mai apoi reumplere. Acest botez și aceste reumpleri îi dă oricărui credincios posibilitatea să aibă pe lângă semn care se manifestă odată în viață în momentul botezului, darul vorbirii în limbi, care se poate manifesta tot timpul, mai ales atunci când te rogi singur sau într-un grup mic de oameni duhovnicești. Și în timpul acela să spui cuvinte care pentru intelectul uman n-au nici un înțeles, mintea e fără rod. Așa după cum vom vedea data viitoare, dar Duhul se zidește. Și eu, care sunt un om lovit, să zicem, sau bolnav, sau trec printr-o perioadă de criză, de orice fel, și sunt dezamăgit și mă simt singur, atunci vorbirea în limbi zidește Duhul meu, pentru că în facultățile mentale eu am limite. Mintea omului, oricât de ascuțit ar fi, are limite. Dar Duhul, nefiind materie, nu mai are limite, El e nelimitat. Capacitatea de a te zidi în Duhul nu mai e limitată de facultățile omenești, materiale, carnale, ci este nelimitată. Și acolo, în dimensiunea Duhului, a Spiritului, Duh care se unește cu Duhul Sfânt, D mic cu D mare, există perspectiva de a te zidi, să fii zidit și ancorat în Iisus Hristos. Și să știi că nu ți se întâmplă nimic, că ești în mâna lui Dumnezeu. Și să știi că prin orice probleme ai trece, Dumnezeu este cu tine. Și să știi că oamenii, orice ar vrea să-ți facă, Dumnezeu nu le îngăduie. Și să știi că nici de întuneric, nici de oameni, nici de lipsuri, nici de datorii, de nimic altceva nu trebuie să-ți fie frică, pentru că Dumnezeu este cu tine și pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine. Și atunci te vei zidi și te vei îmbărbăta. Dacă vei avea copilul bolnav, dacă vei avea soția bolnavă, dacă vei avea probleme în familie, atunci îți vei pune încrederea în Dumnezeu, pentru că te va zidi, nu circumstanțele, circumstanțele te demolează, dar te zidește vorbirea în limbi, pentru că Duhul atunci se zidește. Mintea e fără rod, dar simți în tine o încurajare mare, pentru că Duhul acolo te zidește. De ce avem niște creștini leșinați? Avem niște creștini leșinați pentru că mintea este limitată și în fața circumstanțelor și a problemelor falimentează, dar Duhul în care ar trebui să existe puterea lui Dumnezeu este gol. Dar dacă în Duhul meu ar exista Duhul lui Dumnezeu, atunci eu m-aș zidi și aș fi un om zidit și vă veți mira de mine că trec prin necazuri, dar rămân în picioare. Nu rămân în picioare că mă cheamă lui Gimițoi, nu rămân în picioare că-s păstor, nu rămân în picioare că am școli biblice, rămân în picioare pentru că mă zidesc prin Duhul. Mă rog prin Duhul, când prin Duhul. Ai nevoie de asta. Mintea ta nu ți este suficientă. Vor veni momente când nu mai ai explicații. Vor veni momente când nu mai ai soluții. Vor veni momente când nu mai vezi nicio ieșire. Ești limitat, dar în Duhul ești nelimitat. Pentru că te unești cu Duhul Sfânt și acolo te zidești. Ascultă-mă în această seară. Tu trebuie să strigi la Domnul. Tu trebuie să insiști și să te rogi, cum spune Luca. Dacă voi care sunteți oameni știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-L cer, celor ce-L cer. De câte ori n-a fost nevoie să cerem insistent? Am mers și am spus: frate, te rog să-mi dai, și fratele spune: îmi pare rău, nu pot. Frate, te rog, fie-ți milă și dă-mi. Sunt într-o situație nenorocită, frate, te rog, fac apel la omenia din tine, dă-mi, te rog. Și atunci omul spune: pentru insistența ta supărătoare, măcar că n-aveam de gând să-ți dau, pentru insistența ta supărătoare, măcar că nu eram pregătit să-mi deschid inima, dar pentru insistența ta supărătoare, ia odată, ia și lasă-mă. E bine, când mergem noi la Dumnezeu, dacă un om se înduplecă, dar când mergem noi la Tatăl nostru care ne-a dat viață și care de-a lungul anilor a investit în noi, ne-a iubit și ne-a protejat, ne-a vindecat și ne-a binecuvântat, cum nu ne va da El Duhul Sfânt dacă-L cerem? Dragi și surori,
în seara aceasta, pe baza Evangheliei lui Iisus Hristos, să începem să ne sfințim, să începem să postim și să ne rugăm și să începem să cerem fără să obosim, constant, cu credință și așteptând să primim, pentru ca să nu mai depindem în zidirea, în îmbărbătarea și în mângâierea noastră de oameni, și de ei avem nevoie, dar să fim niște creștini maturi, niște creștini puternici, să nu ne sperie bolile, nu, toate și-au rostul lor. Să nu ne sperie moartea, nu, ne duce acasă. Să nu ne sperie problemele, nu, ne călesc, ne fortifică, ne zidesc. Dar dacă nu-L ai pe Duhul, când treci prin necazuri, singur, ți-e frică, te sperii, plângi și te închizi în peșteră. Te chemă în această seară, oricine ești și oriunde ești, deschide-ți inima și stai înaintea lui Dumnezeu. Și spune-i: Doamne, am avut sau încă mai am o înțelegere așa cum o am despre asta, pentru că nu m-a educat Scriptura, ci m-au educat sistemele religioase, oamenii cu părerile lor. Dar în această seară știu că nu fac niciun păcat dacă îți plin de Duhul Sfânt. Nu fac niciun păcat dacă Tu ocupi ființa mea în cele mai mici detalii. Nu fac niciun păcat dacă îmi dai daruri. Vă chem în această seară la rugăciune să ne rugăm Domnului împreună, pentru că e promisiunea lui Dumnezeu. Nu fi dezamăgit că nu ai primit. Nu fi dezamăgit. Nu. Cere. Pentru că nu există Dumnezeul Bibliei să-ți spună pleacă dacă mai te pocăiești, dacă mai ceri și dacă mai vrei să fii plin de El. Vă invit în această seară la rugăciune. Frați și surori, ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm Domnului. Prin credință insistăm și nu ne rugăm doar acum începem, dar ne vom ruga mereu și mereu, sfințindu-ne, postind și rugându-ne pentru ca Domnul să ne umple pe noi și casele noastre și biserica Lui. Ne rugăm împreună Domnului. Îți aducem onoare și glorie în seara aceasta. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și Te binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos. Tu ești Dumnezeul care ai binecuvântat inima mea. Dacă mai aveți câteva minuțele, haideți să rămânem înaintea Domnului și să continuăm să ne rugăm prin cântarea de laudă. Acasă te așteaptă din nou biluri și multă muncă. Aici te așteaptă Dumnezeu. Acasă oamenii îți cer, aici Dumnezeu îți oferă. Mai zăbovește puțin și deschide-ți inima. Cântă, ridică-ți mâinile, deschide sufletul. Noi nu-ți putem oferi nimic, suntem doar niște oameni. Dar este aici Dumnezeu. Dumnezeu care te-a vindecat probabil altă dată și care te-a mântuit. Haideți să stăm înaintea Domnului și să cântăm în cinstea Lui. Să-L căutăm pe Domnul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.